Alexandra, mulțumesc. Mergem acum mai departe. Un tânăr tătic speră cu disperare să-și poată vedea copilul crescând, să-l așeze pe umerii lui și să arate lumea. Tavi are 33 de ani și în urmă cu 5 ani a fost diagnosticat cu tumoră de trunc cerebral. Nu poate merge singur pe propriile picioare, vorbește greu, iar boala s-a agravat în ultima vreme. Ca să primească o șansă la o viață normală, Tavi trebuie să urmeze un tratament în Turcia. Costurile acestuia se ridică la 50.000 de euro pe an, o sumă mult prea mare pentru posibilitățile financiare ale familiei, care crește din indemnizația de creștere a copilului și din pensia de boală a tatălui. Pe 19 iulie, Tavi urmează să împlinească 34 de ani, iar singura dorință este să trăiască. Avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. În 2012, Tavi și Raluca erau un cuplu activ. Erau fericiți și nimic nu avea să prevestească ce aveau să descopere. Starea de sănătate a lui Tavi a început să se degradeze fulgerător din acel an. Era caporal, lucra în Ministerul Apărării, însă odată cu boala a fost nevoit să se pensioneze. A început să se simtă din ce în ce mai rău. Amețea, nu putea să meargă foarte bine, îi amorțea piciorul stâng și piciorul și mâna stâng. La un moment dat a făcut și o semipareză pe partea stângă a feței. Din acel moment, timp de 6 luni, a mers de la un doctor la altul în încercarea de a afla ce se întâmplă. Diagnosticul crunt a venit în urma unui examen computer-tomograf. Tumoră de trunc cerebral. Este o tumoră amplasată foarte rău, nu poate fi extirpată chirurgical. Doar biopsie i s-a făcut la începutul anului 2013, după aceea radioterapie. În România la o clinică privată, pentru că spitalele de stat nu au aparatura de performantă. Lucrurile păreau să se îmbunătățească, iar speranța le-a pus stăpânire pe suflet. Părea că necazurile s-au dus. În tot acest timp, o minune de copil avea să le completeze viața. Tavi urma să devină tată. Nu, foarte bucuros. Nu mi-era să cred atunci. Mai ales că e băiețel. Da. Mi-e că lui toate. Din păcate, boala s-a agravat și nu-l lasă să se bucure nici măcar de lucruri mărunte împreună cu fiul său. Când ies cu el în parc, trage de mâinile lui să scoată afară și... Dar Tavi nu poate ieși. Nu. Niciodată. Se duce la tătici să se joace cu ei, să ceară atenție. De obicei, el este foarte timid. Dar când vine vorba de tătici, se duce, încearcă să sară la ei în brațe. Chiar dacă micuțul își cheamă tatăl la joacă, Tavi nu poate. Nu-l poate ține în brațe, nu-l poate pune pe umeri și nici nu pot explora împreună lumea. Eu îl pot să foarte multe și... Copilul are niște așteptări. În primul rând să mă joc, să-l văd vesel, să pot să ies cu el în parc, să-mi revin, să pot să fiu util, să pot să fac ceva cu viața mea. Chiar dacă are numai 1 an și 6 luni, micuțul Sergiu îi arată lui Tavi toată afecțiunea și grija lui. De parcă ar înțelege, ca un om mare, că tata are nevoie de ajutor. Mi-aduc aminte că atunci când i-a fost foarte rău și chemam ambulanța de 2 ori pe zi pentru calmante, Sergiu deja învățase și venea la Tavi și îi aducea pansament, că știa cum să facă injecție, și îi pupa branula și zicea: au, tati, buba. Tavi nu poate merge cu ușurință pe picioarele sale. Are nevoie de sprijin chiar și în casă, iar afară iese numai în scaunul cu rotile. Trăiesc dintr-un venit de aproape 2800 de lei lunar. Din păcate, niciun tratament din România nu îl mai poate ajuta pe Tavi. Șansa la viață o are în Turcia. În acest moment, salvarea lui constă în tratamentul de chimioterapie, tratament care costă pentru primul an în jur de 50.000 de euro, tratament care nu este decontat de stat și este comandat de către medicii turci din Cuba. Este cu totul altceva decât ce există în acest moment în România. Da,
este cu totul altceva, nu există tratamentul în România, nu este decontat, iar singurul tratament care ar fi decontat de stat nu-l mai tolerează, nu mai este compatibil cu organismul lui. Un tratament pe care ar trebui să-l urmeze maximum 2 ani. Îmi doresc să crească copilul meu alături de un tată. Cred că orice copil merită asta, să crească alături de ambii părinți. Să îl înveți să meargă pe bicicletă, să-l ducă la grădiniță, la școală. Tot ce face un tată implicat. Prietenii lor s-au mobilizat și au creat pe o rețea de socializare un grup de susținere pentru Tavi, acolo unde încearcă să adune bani. Peste 10 zile este ziua lui Tavi. Haideți să-i facem cadou dreptul la viață și bucuria alături de familie. Puteți face donații în conturile afișate pe ecran. O să-mi ajut familia, în primul rând.